Bun, haideți că am revenit în direct. Până să tragă invitații concluzia, mai dați-mi voie să vă mai citesc un mesaj din partea doamnei Alina Crețu, director executiv în cadrul FAPPR. Și zice așa, este unul din puținele, poate singurul proiect de modificare a codului civil pentru care toate partidele ar trebui să-și dea mâna. Ar asigura un prim element de predictibilitate în agricultură. Notele de bonitate se pot stabili cu greu acum, mai ales din cauza schimbărilor climatice și a schimbărilor tehnologiilor agricole. Contractul poate prevede toate aceste aspecte în înțelegerea dintre părți. În niciun stat din Europa de vest nu există să nu avem un minim de ani ca și perioadă a contractului de arendă. Invitatul dumneavoastră spune că nu există comunicare cu proprietarii. Eu pot să-i transmit că există unii politicieni, inclusiv colegii domniei sale, sunt cei care induc în eroare proprietarii prin declarații alarmiste și uneori false. Sigur că proprietarii își pot vinde în continuare terenurile în aceleași condiții ca până acum, asta am spus și eu, conform legii în vigoare. Asta, de fapt, eu încercam să vă spun, dar m-a ajutat doamna Crețu prin mesajul ăsta cu notele de bonitate la teren. Asta era, mă rog, acum dumneavoastră poate știți mai bine ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut. Concluzii pe subiectul ăsta și după mergem mai departe. Concluzia cred că ar trebui din partea legiuitorului. Păi și din partea dumneavoastră că dar, nu sunteți până la urmă dar, aici, doar noi întrebăm, privitori. Pentru că noi suntem, nu suntem privitori, dar noi suntem aceia care avem de suferit, dacă putem spune așa. Că asta e problema, dacă nu avem o lege, așa cum spun și colegii, o lege clară, care să ne sprijine și pe noi în același timp, dar se mai pune întrebarea, dacă eu nu mai pot să țin terenul atunci în arendă. Și vine arendatorul și așa spune, nu mă interesează, tu îmi plătești 7 ani. Pune și asta problema. Pentru că sunt ani secetoși, poate un fermier nu poate să meargă mai departe. Credeți că acel arendator îl va păsui pe acel fermier? Dacă nu vine altul să ia terenul sau nu-i convine arenda. Nu, îi spune, dai banii 7 ani de acum încolo. Dacă nu te dau în judecată, avem un contract. Puneți și problema aceasta. Asta n-a spus-o. Un lucru este cert. Da. Riscul este de partea fermierului. Proprietarul, și eu personal am o relație foarte bună cu toți proprietarii, da. Proprietarul nu își asumă niciun risc. El primește bani. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea și reiterez ce am spus și mai devreme, ce a transmis și doamna Crețu prin mesaj, oricând, la orice oră poate să-și vândă terenul la liber dacă arendașul nu vrea să îl cumpere. Deci asta să fie clar. Ca și concluzie, eu cred că avem nevoie de o astfel de lege care să ne asigure o predictibilitate pe mai mulți ani. Pentru că și doamna Crețu a spus și vă spun și eu, într-adevăr, în toate țările din vest există o durată minimă a contractului. Dacă ei au putut să o facă, eu cred că putem și noi. Să avantajeze ambele părți. Este foarte important acest aspect, dar de reținut faptul că fermierul este cel care suportă toate riscurile. Da. Eu respect opinia doamnei Crețu, nu am nimic să obiectez la ce a spus dumneaei. Doar că atât vă spun, dacă dumneavoastră sau cei care l-ați cerut să legifereze o astfel de inițiativă nu comunică cum trebuie, o să avem exemple cum am avut și indirect, mesaje pe care le tot primesc de la fermieri care n-au înțeles care este obiectul acestei legi și atât timp cât cetățeanul este speriat de o lege, să știți că niciun parlamentar nu o va vota pentru că se va răsfrânge la vot. Și în perioada campaniei electorale, nimeni nu va da o lege care, la nivel de percepție, pare că e un alt mod de a naționaliza terenurile. Asta e percepția unora, pentru că oamenii au
Și că, apropo, ați vorbit de riscuri. Să știți că toți proprietarii care au terenurile acum, de la Cuza încoace, sunt oameni care și-au asumat riscuri și bunicul meu și-a asumat riscuri atunci când a fost în al doilea război mondial și s-a întors și a fost împroprietărit cu un lot de teren și străbunicii noștri. Deci responsabilitatea, că a spus riscuri, și-au asumat și strămoșii noștri riscuri pentru acest teren și nu puteți trata acest teren doar dintr-o componentă economică și vă înțeleg, aveți nevoie de predictibilitate, dar trebuie să explicați proprietarilor care sunt provocările prin care treceți dumneavoastră. Pentru că o astfel de atitudine, și vă spun că nu, am lucrat în mediul privat, niciodată nu o să ajungeți la un consens între proprietari și asociațiile de profil dacă nu explicați exact care sunt problemele dumneavoastră. Asta e concluzia mea. Ați mai spus un cuvânt mai devreme, naționalizare. Păi când pare, între ghilimele. Oamenii de așa ceva, ce înțeleg? Că păi nu a fost acuzat că Între două părți, o firmă, o persoană juridică și o persoană fizică, sau... Da, da. Adică a fost și înțeleg că legislatura asta nu s-a discutat destul de clar în seara asta și lumea care s-a uitat, eu cred că a înțeles ce s-a discutat aici. Să se înțeleagă și proprietarii. Și cred că și dumneavoastră ați înțeles că mai aveți de așteptat cu legea asta, e clar. E clar pentru că nu se vrea. Ca de obicei, o lege bună pentru țara asta și pentru România și pentru agricultură, nu se vrea. Asta am spus într-un... Păi dacă facem un calcul așa sumar, ce lună suntem? Octombrie, alegerile sunt în decembrie până se instalează noul parlament, deci mai devreme de... Nu anul ăsta, cred că... Minim, da, 6 luni de acum încolo. Dacă se vrea, poți și în 2 luni. Eu și cred că... Dacă se vrea, da. Măsuri populare noastră că nu se vrea. Ce să ne mai dăm după... Dar nu spun eu, spune rezultatul votului. Nu poți să spui cartela... Nu, dar n-am spus că numai USR-ul. Nu vrea nimeni, de fapt. Noi ne-am abținut și v-am spus considerentele. Exact, da. Eu vă spun că mai discutăm și peste 4 ani înainte de campania electorală. Garantat. Garantat. Haideți ca acum, ca să mai înfig așa un cui în trupul domnului Struiescu cu ghilimele de rigoare. Domne, camerele agricole, mai știți ceva de ele? Că domnul Struiescu... Stați, domnul Struiescu, poate ne spune acum domnul Cernic vreo noutate de rămâne. Păi nu știu, ați auzit de ele? Da, nu cred, n-am avut în ultima perioadă. Ultima perioadă, adică că ultimii 4 ani. Proiectul ăsta a murit din fașă. Nu a murit din fașă, de ce? Că nu a fost s-a mai făcut vreo... Păi da, cum am făcut? N-a fost pe masa lui Iohannis, cum să nu? Dar... Aveți și pe România Educată. Păi, păi bun, vedeți că toată lumea nu vrea ceva. Nu vrea. Le e frică parlamentarilor, dar m-au spus în față când eram în dezbatere. Le e frică de o organizație puternică. De fi fermieri o forță. Și ce fac? Nu poate să-și mai facă treburile lor acolo, să legile... Auzi cu cine discuta. Nu am înțeles. Da. Deci nici n-are rost să mai deschidem subiectul. Nu se vrea organizare, n-are rost să discutăm. Adică domnul președinte al Comisiei de Agricultură v-a spus clar, în această sesiune parlamentară nu crede, se va discuta după. Părerea mea că e gheață la mal, nu cred că se va întâmpla nimic. 6 luni de acum încolo pot să fac prin soare cu oricine de aici, cu cei de la televizor. Până nu se schimbă parlamentarii, n-au cum. Păi să vedeți, sunt 2-3 parlamentari. Păi să vină oameni. Acum depinde, vedeți că... Știu să vorbească frumos la televizor și așa cum ați văzut cum a început campania electorală, cu promisiuni, dăm 200 de lei, 250 de lei pe, nu știu ce, voucher sau ce... Hai că mai am un mesaj după aia, chiar că schimbă subiectul ăsta cu legea arendei. Văd că mai înscrie cineva, nu știu, doamna Cristina Dinu. Soluția cu privire la arendă ar fi ca statul să facă impozitarea arendei colectată diferențiat astfel. 75% din valoarea impozitului să fie colectat în prima jumătate de timp a contractului, restul de 25% în partea a doua a contractului. Astfel, arendatorul, având posibilitatea să rezilieze contractul plătind un impozit mai mare dacă se mută cu terenul de la un arendaș la altul. Păi atunci... Trebuie analizat. Da. Da. E greu să... Cum să spune, domnule, în... curțile de instanță. Rămâne în pronunțare, da? Da. Hai să schimbăm un pic subiectul și să vorbim un pic și de reorganizarea Agenției Naționale de Zootehnie. Ce știm aici, domnul senator? Aș vrea să vă contrazic, dar e foarte important. Nu este reorganizare, este desființare prin dizolvare totală.
Da. Deci nu este reorganizare. Se desfințează ANZ-ul, iar aceia angajați, 10 merg la minister, câte 2 la direcțiile agricole. Practic, această structură care, m-am uitat și eu pe istoric și au făcut foarte bine atât angajații cât și beneficiari, pentru că am avut la comisie atât beneficiari, oieri, fermieri din, care se ocupă de zootehnici, care au spus că această instituție își are rostul și este o instituție, din ce am înțeles, acum spun oamenii, nu am avut până acum fermieri sau membri din partea unei instituții să vină să-și protejeze cu așa patos instituția. Așa am încercat și eu să înțeleg. Înțeleg că această instituție a fost înființată undeva pe la 1800 și ceva, are un istoric bun. Și are o responsabilitate foarte mare și asta nu știam. E instituția care ține legătura direct cu Comisia Europeană în ceea ce privește finanțările europene care merg către zootehnie. Bun, dar dacă se desfințează, cine va ține legătura Comisiile Europene? Comisia Europeană are de făcut un audit pe această instituție. Dacă tu spargi această instituție, o desființezi, eu sunt curios, pe ce bază de date face Comisia Europeană audit? Înțeleg, pentru că mi-am notat la fel, să nu spună lumea că am venit nepregătit, înțeleg că această instituție deține 3 baze de date. O bază de date a programelor de ameliorare la oi, vaci, cai, capre, o bază de date a programului național apicol și o bază de date a cailor de rasă cu tipărirea pașapoartelor. Eu nu văd cum să funcționează această instituție atât timp cât tu iei, o spargi și trimiți oamenii în subordinea altor direcții. Asta e una la mână. Când spui că vrei să faci, pentru că expunerea de motive din spatele acestei ordonanțe a fost ca prin această reorganizare să se facă o economie la bugetul de stat. Eu nu-mi dau seama cum faci tu economie când tu muți aceste persoane în subordinea altor direcții și încă un lucru, ei sunt beneficiari de anumite sporuri pentru că lucrează cu fonduri europene. Dacă tu îl muți într-un birou, dacă dumneavoastră, domnul Ghinea, veniți de la ANZ aici în mijlocul nostru și noi nu suntem beneficiari de... ar trebui să le măriți și lor indemnizația, salariul, pentru că altfel ați crea o discrepanță între membrii aceleași birou. Pe de o parte, o altă atribuție pe care o are ANZ-ul e aceea că are un rol central în dezvoltarea și reglementarea sectorului zootehnic din România. Și un alt aspect foarte important, are scopul de a controla această industrie. Încercând să-mi dau seama de ce sunt așa de incomod și de unde graba asta prin care au prins desființarea ANZ-ului într-o ordonanță de urgență. Da, și ISR-ul, să știți că ar trebui luată... Sunt de acord cu dumneavoastră, dar până în momentul de față, nici cei care produc semințe, vă referiți la semințe, da? Da. Nici cei care produc semințe, nici beneficiarii nu au venit cu o doleanță în sensul ăsta. Eu nu, cel puțin nu am primit. Eu vă spun, și pentru că am primit de la dumneavoastră, pentru că am vorbit mai devreme, vom avea o întâlnire, ori de câte ori au venit membrii, atât a mediului asociativ, cât și oameni care lucrează în minister, i-am ascultat și am încercat să înțeleg de fapt ce anume se întâmplă acolo. Dar să prinzi reorganizarea asta în grabă, pe o ordonanță de urgență, care avea o schemă de ajutor pentru sectorul suin, dacă nu mi-aduc aminte. Deci era o ordonanță de urgență carusel, în care era reorganizarea ministerului și această schemă de ajutor. De ce au prins reorganizarea ANZ-ului odată cu această schemă de ajutor? În speranța că ea va trece, fără ca cineva să fie împotrivă. Această lege, de fapt lege de... validarea acestui OUG este la Camera Deputaților. Înțeleg că are termen de raport data de 14 octombrie. Înțeleg că și din partea Ministerului, dar asta la nivel declarativ, există un consens și că nu va fi desființat ANZ-ul. Sperăm ca prin legea adoptată de Camera Deputaților și prin promulgarea președintelui României să avem această agenție funcțională și să fie în scopul unui sector. Și trebuie să recunoaștem, tu am vorbit săptămânile trecute de această pestă la micile rumegătoare, vorbind de un sector care a fost grav afectat de exportul animalelor către țările arabe, vorbind de un sector care funcționează. Deci zootehnia încă funcționează, pentru că dacă vorbim de sectorul suin, știm că stă foarte prost, importăm peste 80%. Da, hai să nu intrăm acum în detaliile astea, da. Contează foarte mult. Funcționează dacă merge... Cum?
cum funcționează dacă importăm? Da, vorbeam de oierit și... Bun, deci să înțeleg de la dumneavoastră că și ministerul, în urma acestor demersuri făcute de către funcționarii ANZ... Și beneficiari. Beneficiarii au fost, au fost în comisie. Au ajuns la concluzia, așa spuneți dumneavoastră, nu știm dacă e așa, pe surse, cum se spune. Adică, a fost vot în Nu, în dar și ministerul înțeleg că ar vrea să o mențină. Așa au transmis. Așa au transmis. Dacă ne vede cineva de la minister în măsură să ne răspundă la întrebarea asta, poate să ne scrie sau să-mi scrie și să ne spună dacă au de gând să... continue cu Agenția Națională de Zootehnie ca instituție de sine stătătoare. Domnul Ștef ne spune așa, asta apropo de arendă, exemplu în Franța, arenda rurală este un contract de închiriere de teren sau clădiri agricole de către un proprietar numit locator, către un operator numit chiriaș, în schimbul unei chirii. Această prevedere permite exploatarea și exercitarea unei activități agricole. Arenda rurală ia forma unei arende de fermă sau, mult mai rar, a unei arendare a produselor recoltei împărțite cu proprietarul. Închirierea rurală se încheie în principiu pe o perioadă minimă de 9 ani. Cu toate acestea, părțile pot, de comun acord, să rezilieze contractul de închiriere înainte de perioada de 9 ani. Această durată minimă poate fi redusă în mod excepțional în următoarele cazuri. Închiriere încheiat de o societate de amenajare a terenurilor și amenajări rurale. În acest caz, durata maximă este de 6 ani. Închiriere privind un teren mic, parcela nu trebuie să depășească o dimensiune maximă stabilită dintr-un decret prefectural și nici să constituie o parte esențială a exploatării sau a fermei. Închirierea de un an acordat temporar în așteptarea instalării unui descendent. Mă rog, ne-a citat de acolo și cam asta a vrut să spună, că dacă sunt oamenii binevoitori, se găsesc soluții încât să-i mulțumească pe toți. Hai să luăm 10 secunde de publicitate și mai schimbăm un pic subiectele. Un pas înainte reprezintă pentru noi încrederea partenerilor noștri în produsele oferite de Universal Group. Suntem partenerii cultivatorilor care își doresc produse de calitate. Domnilor, mă întorc acum la dumneavoastră ca și fermieri, apropo de cele 3 ordonanțe, da? Ordonanța care îi scutește până pe 1 decembrie 2025 pe fermieri de plata datorilor către distribuitori, bănci și instituții non-bancare. De fapt, sunt vreo 3 ordonanțe aici. Da? Cum vi se par dumneavoastră toate aceste hotărâri care înțeleg că au fost discutate, paradiscutate cu toți sunt cei... în vigoare? Urmează. Deci, urmează atunci, să fie atunci în vigoare. Dar s-a convenit, nu? Adică da, s-a stabilit. Da. Acum, bine, supun că ceea ce face... Sperăm să nu treacă de alegeri, că după aceea... Păi nu, că înțeleg că săptămâna asta, nu? Urmează da, să intre pe masa guvernului și deci... E bine. Până la alegeri mai e un pic. Dacă are avize 2020, din partea ministerilor, mă spun. Dacă au avize, nu? Da. Cea cu credul fermierului înțeleg că are. Dar cea pe plafonare nu are încă avizele. Da. Nu e o mare problemă dacă se vrea să obțin rapid. Eu zic, în primul rând, cu IFN-urile să fie controlate mai la sânge, că ăștia au distrus fermierii mici, mijlocii, chiar și mari. I-au distrus, efectiv. Pentru că i-au lăsat în voia lor, prin țară, și au identificat fermieri care au avut probleme cu seceta, și i-au executat pe rând și au pierdut tot fermieri, tot ce au avut. Da? Pentru că băncile, statul, da? Am mai spus-o și repet, garantarea creditelor pentru fermieri din România, pentru investițiile din țara asta, vorbind de terenuri că le ia străinii, garantează-i statul, da? Creditul, da? Garantează creditul, nu prin fondul de garantare, că aia e altă povară pentru toți care fac credite. Fondul de garantare nu ți-a aprobă garanția dacă banca nu ți-a aprobat creditul.
Dar statul poate să garanteze orice credit de achiziție de terenuri, dacă vor și acei proprietari, poate să-și vândă terenurile în pace. Sunt eu arendașul, da? Vrea 400 de milioane, cum spunea da. Acel proprietar, la preț, spunea el la prețul pieții, nici așa să cer și vii la mine să, adică la prețul pieții, da? Dar merg și eu la bancă, banca X, băncile de stat ale României, vreau credit X, proprietarul X vinde terenul. Statul vine cu o garanție, nu mai pot eu să plătesc, dar cu toate poți să plătești, da? Pentru că ai o subvenție, poate e vreun an care ai o pierdere, te păsuiește statul, intervine la bancă, nu mai pot eu să-l plătesc, intră în proprietatea statului, adică statul nu are de pierdut. Dacă învață să culeagă bani de la noi, dar nu să ne jupoaie pe noi fermierii, capătă bani. În primul rând, v-am mai spus, pe arendă. A fost acea ordonanță sau ce este, ca noi să facem stoparea la sursă pe arendă. Noi, persoanele juridice, plătim impozit pe subvenție. Persoanele fizice nu. Da? De aceea foarte mulți, atunci dacă au avut un contract de arendă, expiră contractul de arendă, merg și îl dau pământul la negru și îl declară ei. Pentru că nimeni nu-i controlează. Ce ai făcut cu producția? Sau dacă ai făcut producție? Pentru că tu îl declari ca și cum l-ai fi lucrat. Dar da. Astea sunt lucruri care ar trebui discutate, sunt lucruri simple, ca să nu mai ajungem că nu vrem, că vrem noi să jefuim pe proprietar. Nu. Tot ce înseamnă finanțare în agricultură să fie garantată de stat. Garantată de stat, fără niciun ban. Pentru că noi, dacă facem investiții, statul are de câștigat și numai statul. Creăm locuri de muncă. Vedeți, vin în campanie electorală, am adus apă, am făcut canalizare, ulițe asfaltate. Păi cine va mai merge pe acolo? Va mai fi cineva? Când satele dispar? Pentru că lipsesc investițiile din zona rurală. Și închei aici. Din PNS-ul 2020-2027, am mai spus și la dumneavoastră în emisiune, unde se duc acele 4,5 miliarde? Pentru ce? Că-s din banii noștri. Am înțeles. Către OAT-uri. Ce fac cu banii ăștia? Niște drumuri de tarlale? Bani de campanie? Bun, ai dat banii ăștia către primării, dar să aibă o direcție, investiții, pentru locuitorii din acea comună. Nu pentru... Da, investiții și în acele parcuri și... Bun, hai că trebuie să iau publicitate, domnul Sturescu. Da, bine. Luăm câteva minute de pauză, ne reîntoarcem după câteva momente de pauză comercială.